Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod din Slither.io. De data asta o să mă joc cu Nokia 3310. Țin minte că pe ăla am jucat prima dată Snake. Hai, cu ăsta alb mă duc. Play. Un început perfect, s-a cadează de rupe. Bă, uită-te ce bulangiu, bă, no, ce ai rezolvat, fătărăule? Ai luat și tu 29 de puncte, streanță. Da, Overwatch își face update, doar la banană că mă joc slitera aia. Now playable, bă, mersi. Sunt un fel de sugestii, dar o să nu bag imea să nu joc Overwatch la pe tot. De asta am început să fac din nou joc de browser, pentru că nu mai joc CSGO, nu mai joc The Cooling și singurele jocuri pe care le mai joc e League of Legends-ul și o să cadă de rupt acolo și Overwatch-ul. La un moment dat mă gândeam să renunț la un video, să postez doar 3 videouri pe zi. Nu știu, puteți să-mi ziceți și voi ce părere aveți de chestia asta, dacă ar fi mai ok să postez numai de 3 ori pe zi, având în vedere că oricum video de la ora 10 nu prea e vizionat și nu știu cât de important. Dezastru cum merge serverul la Slither.io, dezastru. Văd că faci din astea la un joc atât de penibil, practic fără niciun fel de grafic, adică nu are nicio treabă una cu alta. Și s-a cadează de rupe, frate. Cum să faci așa servere cretine și proaste? Când tu ai dita mai futu-ți pe mă, dar tu vrei smart, dar cum stai așa? Când tu ai o grămadă de reclamă, non-stop intră cineva pe serverul tău. Mamă, dacă se ardea acolo, sunt ce fain era. Bun. O belit-o până la urmă, fătă rău. Dacă a fost să mă ardă pe mine. Opa. Opa. Aș știu că o să se pleznească careva acolo. Holy shit, să-mi bag picioca în maică ta. 4045 numai. Asta e bot cu numele ăla. Uite alt bot. Peste tot bot. Uite ăla cu clitter.com-3=E. Pe locul 5, e-bot. S-a cadează de rupe fâșul. Ei bine. Păcat că nu am ce să-mi joc altceva. Aici arde-te focul. Dacă l-aș găsi pe ăla de pe prima poziție, să încerc să-l ard măcar să fie ceva spectaculos. Mamă, cum se cadează.
sunt mortul că botul a început să ciugulească din asta mort. Al dracu, Baxa, mă, și tu joci, nu acum. Ăștia-s boss din ăștia mai inteligenți. Așa, băga mea și picioarele în Iruș, aici dau de voi. Opa. This is mine. Bitch. Mamă, dar ăsta era lungă-l dracu. Nu încerca. Te ard și îți dau la buci. 3000 și ceva. Aici văd că se lasă deja cu scandal. S-o grămadă de fătărăi. Am încercat să mă joc DPO din nou. Dar e dezastru, frate. Vine unul din ăla level 100 și nu știu cât. Îți dă o bucată și mor direct. E foarte sec și aiurea. Se creează un dezechilibru în jocul ăla imens. Măcar ăla nu se acadează. Cel puțin nu la fel de asta. Aoleu, frate, mâncacea, stene și te că ăsta rupe, frate, deja. Neta. Ce lăghi ești neta? Nici măcar nu e în top 10. E bun. Wow. Cât de tare era dacă l-ardeam, bun. Hai să iau ce-o rămas pe aici. Te băga ardă, te focă. Da, ăsta știu ce vrea să facă. Bun, perfect. Am făcut exact ce... Wow, încă unul. Încă aceas. Am pus eu franzele aici. Păcat că nu pot să mă bag să și mănânc. Hai, nu reușesc să mă înconjor pe ăsta cumva. Come on, my friend, fii prost, te rog. O, băgameș. O parcare viteză mai mare asta. Bun. Holy fuck, mă, pe bune, la 8840. În fine. Cam atât și cu acest episod de Slither.io. Dacă aveți idee de un joc în genul ăsta, nu din alea în browser, într-un pătrățel extrem de mic, ceva în genul, lăsați-mi în comentarii. O să încerc să mă joc și altceva. Momentan chiar n-am niciun joc, numai League of Legends-ul și Overwatch-ul și destul de aiurea. CSGO, n-am cu cine să mă joc, dacă aș fi avut o echipă de măcar 3-4 persoane, ar fi fost ceva. Așa, am intrat într-un match, am picat cu 4 ruși, mi-am băgat picioarele, am ieșit din match și salut. Da, dacă vreți să susțineți canalul, nu uitați să dați un share acestui video sau oricare la alegere din cele 800 și ceva de videouri, aproape 900. Da. 900 de videouri. Până data viitoare, mulțumesc de vizionare, salutare!